Bună ziua! Revenim la interviurile.ro. În sezonul de toamnă 2023 avem un invitat politic de data asta, un om politic care, despre care în urmă cu puțini ani nu știam nimic, eu personal, dar care în ultimii ani, în perioada recentă, mi-a atras atenția prin faptul că este un om extrem de activ și omul care rezolvă lucrurile. Un tip de om politic care e din ce în ce mai rar și care din ce în ce mai necesar, pentru că dacă intențiile tale sunt de a face ceva plus pentru comunitate, să și rezolvi acele lucruri, să le duci până la capăt, să aibă o finalitate ceea ce începi sau ceea ce ajunge la tine din societate, este din ce în ce mai rar întâlnit acest om care să, așa, toate feedback-urile pe care le am eu din Târgu Mureș și din județul Mureș îmi arată că Nova Clemente, aici de față cu mine, este un astfel de om politic care nu doar că e tânăr și are mulți ani înainte, ci e și pare să fie ceea ce trebuie la momentul potrivit, la locul potrivit. Salut, domnule semnator, bine ai venit la interviurile punctul. Te salut și mulțumesc mult pentru posibilitate și mulțumesc pentru aprecieri pe care mi-ai zis, pe care le-ai auzit. Da. Eu încerc numai să-mi fac treaba. Corect. Acum trebuie să înțelegi că eu foarte rar fac interviuri cu oameni politici, ceea ce înseamnă că făcând cu tine sau dorindu-mi să fac un interviu cu tine, asta înseamnă că eu deja am un feedback despre tine. Înseamnă că au ajuns lucruri bune la mine privind activitatea ta. Nu ești singurul om politic, deci trebuie să recunosc că sunt mulți oameni politici care totuși încearcă să facă ceva. Ar fi prea frumos să exact. Fiu singurul. Da. Dar na, ideea e că aș vrea un pic să te cunoască și electoratul român, electoratul care urmărește punctul și aici trebuie să fac un pic de mea culpa că punctul.ro nu prea promovează subiecte politice și oameni politici, pentru că este destul de dificil să cerni în lumea politică. Așa că o să încep prin a te ruga să te prezinți în câteva cuvinte. Da. Eu am ajuns senator anul trecut în 25 noiembrie, atunci mi-am depus jurământul, printr-o situația în care colegul meu, Novak Zoltán Csaba, a preluat o instituție din Cluj și a renunțat la mandatul lui de senator, așa fiind eu următorul pe listă, practic am ajuns senator. Povestea mea e mult mai lungă decât ăștia câțiva luni de când sunt senator. Eu, practic, coincidența interesantă este că în 2007, pe 25 noiembrie, am fost angajat ca expert la grupul senatorial din al UDMR-ului din Senat și în 2022, pe 25 noiembrie, am depus mandat, jurământul ca senator. Deci, practic, la zi, după 15 ani, am ajuns înapoi de unde am început, dintr-o altă postură. Dar, dacă e să mai să încep de la bun început. De când ai ieșit de pe băncile școlii? Da. Vorba aia, from zero to hero. From zero to hero, da. Da. Eu m-am născut în Dumitrești, sat care ține de Miercurea Nirajului. Am terminat liceul în Miercurea Nirajului și după terminarea liceului, eu provin dintr-o familie normală, modestă. Țin minte și acum când l-am căutat pe taicul meu înainte să mă înscriu la facultate, să-mi zică ce să fac sau cu ce mă susține. Și eram într-o situație destul de dificilă,
Tocmai atunci se închisese cooperativa Mirajul. Mulți oameni au rămas fără loc de muncă. Și mi-a zis, zice, te pot susține un an, dar trebuie să te descurci după aia, după cum poți. Și practic așa am început. M-am înscris la Facultatea de Drept, aici din Târgu Mureș, și am început studiile aici. După un an și ceva, niște prieteni care provin tot din Dumitrejda, care trăiseră în Miercurea Ciucă, au venit aici să deschidă o afacere. Și atunci, ajutându-l, că ei nu cunoșteau orașul, eu deja cât de cât știam, ajutându-l pe ei, m-am angajat la ei ca barman, la un bar de noapte, și în paralel cu facultatea, eu lucram, bine, periodic, nu lucram toți 3 ani ce au mai rămas, dar lucram periodic noaptea, dimineața mergeam la facultate, așa m-am susținut de la bun început. Și am ajuns să fac, după ce am terminat facultatea, printr-o prietenă bună, am ajuns să fac o vizită în București la Ministerul Justiției. Ea terminând anul 2, eu terminând deja facultatea, am ajuns la o doamnă secretară de stat, Petre Jujana. Pe vremea aia UDMR-ul era la guvernare cu PNL-ul și aveam și un secretar de stat la Ministerul Justiției. Am ajuns să ne prezinte cum funcționează ministerul și restul instituțiilor. Și mi-a propus atunci doamna dacă aș fi interesat să lucrez în București. Și neștiind, era prima dată când am fost în București, neștiind despre ce e vorba, dar totuși am zis că da, aș încerca. Și prima dată am fost la interviu la grupul UDMR din Camera Deputaților și am depus CV-ul și la grupul de la Senat și până la urmă Dumnezeu să ierte Vereștoi Atila și încă un domn senator din Bihor, Petre István. La ei am fost la interviu și ei m-au angajat. Te-au angajat. Da, și am stat acolo. Și așa începe perioada bucureșteană. Bucureșteană. Dar țin minte și acum, tocmai azi mi-am adus aminte, primele zile stăteam la discuții cu actualul primar din Miercurea Mirajului, Toțșoni, care mi-e prieten de copilărie. Și mă întreba, cum e? Zic, nu știu, Șoni, dar eu nu mai rezist. Eu stau aici vreo 2 săptămâni, stau până la Crăciun, că stau fost. Așa e, totdeauna așa. Da, stau până la Crăciun și eu plec acasă, nu-mi place aici, nu știu pe nimeni, nu mă simt confortabil. Zice, hai, rezistă, hai să vezi că o să fie bine. Și m-a ajutat mult atunci susținerea lui și susținerea familiei. El era primar atunci sau încă nu era? Nu. Atunci, intrând eu în politică, în 2008 am forțat mâna UDMR-ului local din Miercurea Mirajului, am organizat alegeri preliminare pentru consilier și pentru primar și atunci practic am reînnoit toate gașca de consilier din Miercurea Mirajului. Și Șoni a ajuns consilier și a ajuns viceprimar. A fost un mandat viceprimar și din 2012 e primar. Am înțeles. Și eu practic din 2007 m-am angajat, am avut noroc că am prins grupul senatorial cu lider de grup Vereștui, domnul președinte Morcu, Frunda Gheorghe, Eckstein, Covaci, Peter. Deci numele grele ale politicii, da. Să zicem, ale comunității maghiare din acea perioadă. Bun, de la Vereștoi ai învățat. Acum, el e un personaj destul de controversat, hai să zicem așa, în cel mai frumos mod posibil. Frumos spus, e un personaj controversat. De la el se pot învăța și lucruri bune și lucruri rele, dar cert rele este nu am că învățat, fiind numai bune. Da, am învățat cert mereu. Este că fiind un om foarte foarte sus ca nivel de putere și ca nivel de afaceri, sigur ai avut ce să vezi și să ai câteva contacte importante în București. Da, ce a urmat după Vereștoi? Așa este. Am participat în campania electorală de parlamentare în 2008, lucrând pentru el în zona Odorhei. Atunci a fost prima dată când s-au organizat alegeri pe colegii uninominale la Parlament. Lucram pentru campania lui
Și după alegerile parlamentare, dacă țineți minte, s-a făcut marea coaliție PDL-PSD, UDMR-ul a rămas afară din guvern, noi am intrat în opoziție, a venit lider de grup domnul Morcu și eu am continuat să lucrez cu el mai departe. Am deschis și biroul senatorial pentru domnul președinte la Miercurea Nirajului, am și rezolvat pentru cetățeni lucruri importante, de care sunt mândru. Țin minte, era o doamnă care nimeni nu îl băga în seamă să-i recalculeze anii lucrați la colectiv. Și am mers eu, am venit aici la casa de pensii, am recalculat și doamna atunci, pe vremea aia, a primit compensare 40.000 de lei și de la pensia minimă de 300 de lei a fost mărită pensia la 1.200. Trebuia numai recalculat și trebuia luat în seamă anii aia. După 2000, când am intrat la guvernare, UDMR-ul, eu am mers la guvern, la secretariatul general, am lucrat atunci pentru secretarul general adjunct, un domn din Satu Mare, am lucrat acolo un an, o experiență bună, am învățat cum funcționează guvernul, am făcut și niște prietenii, am legat niște prietenii frumoase pe care încă le duc eu înainte. Și da, m-am simțit acolo plafonat și am vrut să merg înapoi la Senat, la domnul Vereștoi. Și am discutat, el a și fost de acord și s-a și bucurat că m-aș duce. Și a trecut timpul și au venit alegerile interne din UDMR în 2011. Când a fost ales domnul președinte Kelemen ca președinte al UDMR-ului. Aveam o prietenă foarte bună, lucra deja la dânsul și practic mi-au făcut propunerea să merg să lucrez pentru el. Și așa am ajuns în 2011, prin martie parcă, aprilie, la cabinetul președintelui. Și am fost atunci... Cabinetul președintelui UDMR sau da. În structură de stat? Și în structură de stat, dar și am fost consilier ministru la Ministerul Culturii și cum mai ieșeam de la guvernare, că a picat atunci guvernul Ungureanu, am intrat în opoziție, au venit alegerile și eram consilier în cabinetul președintelui UDMR. Și când intram la guvernare, intram și eu ca consilier ministru, cât a fost domnul președinte. Dar eu, și practic, paralel... Și cât ai lucrat cu el, pe care am unor direct? Până în 2019, până am fost ales vicepreședinte național la UDMR. La ora actuală ești vicepreședinte? Mai ești? Nu mai ești vicepreședinte. Ai fost un mandat de vicepreședinte? Am fost 2 ani, jumătate de mandat, practic. Jumătate de mandat, vicepreședinte cu organizațiile județene. Exact, da. Eu răspundeam de organizațiile județene a UDMR-ului. Okay, și eu din 2012, cu un prieten, am avut șansa asta să lucrez cu el și suntem acum și prieteni cu Balin Porciomi, am început să mă implic în campaniile electorale. Mergeam cu el, învățam de la el și de la un moment dat îmi dădea și mie deja atribuții. Dar am făcut campaniile. Din 2011 am început campania pentru 2012 toamnă parlamentare, de exemplu. Și eu, practic, în 2019 am ajuns vicepreședinte a UDMR-ului. Am dus campaniile locale și parlamentare. De anul trecut sunt senator. Funcția la UDMR, funcția de vicepreședinte sau președinte executiv, e incompatibilă cu orice altă funcție, fiindcă partidul te angajează și lucrezi acolo de luni până luni. Pentru structura partidului, am înțeles.